Salutare dragilor, ce mai faceți? Sper că sunteți bine. Din nou alături de dumneavoastră, așa cum am spus și în clipul trecut. Am încercat să folosim corabinul nostru, da? Corabinul 11. Eu am făcut un prim test. Am introdus deja așa și aș vrea să fac unul și alături de dumneavoastră. Am introdus deja butelia de argon, da? În zona aceasta, acest mâner se deșurubează, se desfiletează și se introduce butelia și se închide ferm, da? Ok? Ușor până găsim filetul și pe urmă se închide ferm. Avem aici un buton, acest buton care ne indică nouă câtă cantitate dorim să punem, da? În pahar. Avem aici o mică cantitate pentru degustat sau dacă mai apăsăm o dată avem un pahar întreg, da? Eu aș dori să folosesc o mică cantitate. Haideți să facem împreună și un mic test. Bun. Se introduce până jos. Foarte ușor. Introducem și device-ul. Da? Avem culoarea verde. Asta înseamnă că este gata de a fi folosit. Și noi, pur și simplu, turnăm cantitatea pe care o dorim, da? În cazul nostru. Dorim acum și nu mai folosim încă o dată aparatul, o să extragem, da? Așa cum am introdus, da? De acest mâner, partea de sus. Ridicăm ușor. Voilà, acest crește prinde foarte bine și de aceea. Da? Și este din nou albastru, asta înseamnă că este gata de a fi folosit. Ia să vedem dacă este și conform vinul. Da, este încă închis. Cred că trebuia să folosim un pic și aeratorul. Trebuie să se mai deschidă. Ce vin mai trebuie timp. Avem note lemnoase, da? Fructe roșii. Un vin care merită desfăcut cu coravinul și păstrat mai mult timp. Toate acestea fiind spuse, vă mulțumesc frumos, aveți grijă de voi și ne revedem data viitoare.